Cum poate câștiga sufletul de copil în familie cu familie? Nu mai încălzindu-ne mintea, nu mai curățindu-ne de patru. Viața domnicească, metanoide. Metanoide înseamnă să dobândim sufletul de copil. Căci până când nu veți ca aceștia, nici nu mai zic la Împărăția Cerului. Ce presupune simplificarea vieții? Ar fi o variantă de izolare? Poate pentru unii, da, dar cei care vor să izoleze, să nu poți să iau toți să ne izolăm, că cum să ne izolăm toți? Să oporim plăcinile. Cine stă să umple prin magazine ca să de plăcea să luăm în magazine, să nu se vedea să-și păzește mintea să pare prea mult. Și să se întoarcă în să vadă și mai e prin lume, iarăși. Deci, să oporim plăcinile. Apropo de simplificarea vieții, vă spun sincer că, fiind plăcut, cum spune mama, am trecut prin multe boli. Știți ce repede se simplifică? Viața. Când ești pe patul de spital, viața se simplifică. Nu-ți dorești decât să mai fii, să fii sănătos. Atunci nu îți mai trebuie nimic. Și mai amintesc, apropo de simplitate, spune Părintele Nicolae Steinhardt. E o mărturisire atât de minunată, zice, am intrat în închisoare, spune Jurnalul Fericirii, mândru, orgolios, plin de ifose, ies din închisoare vindecat. Unul gata să se bucure și de un petec de cer albastru, și de un colț de verdeață, și de un colț de pâine. Deci simplificarea vieții înseamnă, de fapt, o stare în care te mulțumești cu ce-ți dă Dumnezeu. Acesta este printre altele. Și iată, de obicei, încercările ne face să ne simplificăm viața. Când nu mai avem sănătate, ne dorim doar de Doamne, sănătate. Să mă pot bucura de un răsărit de soare și, cum spune Steinhardt, Părintele Nicolae, un petec de cer, un colț de verdeață și un colț de pâine. Dacă recomandă să ne alegem bărbatul sau soția,
undeva în, a publicat de familia Ortodoxă un serial după tema asta. El e foarte practic. Și ține cont de slăbiciunile firii omului. Și ce trebuie să ține cont de el? Trebuie să ține cont de faptul că Domnul care este acela în fața voastră, nu vă gândiți că o să schimbați. Deci nu vă gândiți că schimbați. Căutați un om credincios, căutați un om care să vă înțelegeți. Deci asta este un lucru, să vă spuneți ca să înțelegeți. Ce părere aveți de copiii afectați de instinctele sexuale din copilărie, se mai pot vindeca? Mai era o întrebare, ceva cu cum explicați comportamentul sexual la un copil de 4 ani, masturbare. Da, se pot vindeca. Se pot vindeca copii afectați, iarăși sunt copii, au fost afectați, ce vârstă au? Au 10 ani, au 12 ani, au 14 ani. Dacă au 20 ceva de ani, nu mai e greu. Cu cât trece timpul și cu cât lucrurile acestea lucrează, sunt mai grele. Dar vă spun sincer, am cunoscut oameni vindecați. Am cunoscut oameni vindecați și care au luat viața așa, în serios, și o duc bine. Sunt urme, rămân urme. Unii vorbesc mai greu, unii gândesc mai greu, unii se hotărăsc, se decid mai greu. Sunt tot fel de urme, ca după război. Unul lipsește un picior, altul lipsește o mână, altul o ureche, altul o ochi. Dar și ăștia se mântuiesc. Încă o dată, pentru noi aici lucrurile sunt simple. Mai greu este acolo unde nu există posibilitatea de pocăință, unde nu există duhovnic. Pentru noi lucrurile acestea trec. Eu cred foarte mult că Dumnezeu se poate salva. Da, v-am zis, toate formele naturale sunt ajutătoare. Și Sfinții Părinți spun, să cauți mișcarea, să cauți aerul, să cauți un mediu care să te favorizeze. Că dacă mediul te favorizează, va fi foarte greu să te ridici. Dar dacă mediul favorizează și mai șudează lumicească, cu siguranță te vei ridica. Iar explicarea comportamentului la un copil de 4 ani, m-am spus, poate să fie educatele părinților care influențează, poate să fie niște dereglări neurologice care le-au datorit unei alimentații proaste a mamei, în toate cele grave, în toate cele mame. Nu știu, înainte, femeile se căsătoreau într-o anumită perioadă a anului, oamenii ca să facă copilul într-o anumită perioadă a anului. Și copilul vrea făcut cam prin toamnă, așa, târziu. Înțelegeți, când femeia deja se cărnise foarte bine vara și avea acumulate, pentru că ea trebuie să consume. Se consume foarte multe lucruri, multe. Deci contează mult și lucrurile acestea. Publica de iarăși familia Ortodoxă a aplicat o alimentație pentru mamă când are copilul pântece. Ăștia știu din acolo. Mama consumă mai multe grăsimi de-astea bazate pe omega și nu știu ce. Mama consumă mai multe vitamine și enzime, consumă mai mult magneziu. Dar lucrurile trebuie să le știm astăzi. Da? Că de-aia tot ne uităm la televizor, noi devenim deștepți. Da? Lumea se uită la televizor, dar nu știu lucrurile astea, care sunt la îndemână. Evident, copilul ăla trebuie hrănit și se hrănește cu mamei. Și dacă ia elementele fundamentale, esențiale, minerale, vitamine, mama nu o să le mai aibă, nu o să mai poți să fie el, să fie și copilul. Și chestia asta cu problemele nervoase la copii se pot datora aceste workshop-uri, ori proastă alimentație, ori sunt mai multe mai mulți factori. Noi chiar pregătim o școală a părinților care le reușim să fie 2-3 luni de zile cu picioare și să putem să ajutăm un părinț să înțeleagă cum să-și lasă un copil. De la concepție. Copilul se crește de la concepție. Nu se poate reface teaca de mirenuieri în alimentație, suplimente. Domnule, și nimic nu se poate reface. Un exemplu pe scleroză în plăci și știi că o rezultate bune dă, că acolo se strică de mine. Dau tratamentul venit de albine și ozonoterapie. De ce bărbații nu mai asumă femeile, refuză căsătoria și preferă acum concubinajul? Păi dacă pot să trăiască concubinaj, ce se căsătorească? Vorba la cuiva. Păi dacă poate să obțină totul pe gratis, de ce să mai investească? Deci, pentru că femeile au făcut totul pe gratis. Și asta e și o măsură a necredinței lor. Ci se vând ieftin, sunt tratate ca tratare. Știți, studiile spun așa, când un bărbat caută să se distreze, caută o femeie cu permisivitate sexuală cât mai mare. Când caută să se căsătorească, caută o femeie cu permisivitate sexuală cât mai mică. Deci trebuie să știe asta femeile. Că dacă vor cineva să se distreze cu ele,
caută pe alea care sunt mai deschise. Când nu, pe celelalte care sunt speciale. Asta sunt statistici. Deci, cum ne ajungăm și femeile vinovate și bărbații? Realitatea este că bărbații astăzi au viața prea ușoară. Nu mai apară din cercări de niciun fel. Noi măcar mai cădeam dintr-o companie, mai spuneam, cădeam și ne doream. Am cunoscut bărbați care n-au avut nicio durere, nu s-au tăiat la dată la degea. Eu rămân trăsnit. Ăsta am tăiat tot de sus până jos. Nu există mădular unde aia, n-a fost atât. Asta era, era, te durea, te ustura. Deci când, eu vă spun așa, dacă un copil nu l-a durut niciodată nimic, nu credeți că să rezistă la durere. Viața de familie, viața de ea. De aia spun la părinți, încercați să puneți în fața unor greutăți, să lăsați să aibă și parte de greutăți. Lăsați să vedeți, să facă și ceva, să-și mai rupe un picior cu cât de cât. Glumeți, dar glumeți, dar nu e chiar așa. Deci avem nevoie de copii care să fie încercați prin durere. Copiii noi protejăm să nu aibă nicio suferință. Băieței crescuți ca fetițe, în șorțuleță, în... Domne, să nu aibă să... Și ce o să facă asta în viață? Că nu se poate fi bărbat. Că fi bărbat trebuie să te luți. Lupta cea duhovnicească și acolo trebuie luptă. Deci nu ne creștem bine copiii, crește după moda zilei. Îi protejăm, mamă obsedate, obsedate, îți copilul nu suferă nimica. Păi nu crede în Dumnezeu. Nu crede în Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu nu l-ar păzi, zicea acolo degeaba, că dacă nu s-a rostenit, dacă Dumnezeu l-ar ridica acasă, degeaba s-a rostenit ziditorii. Deci dacă Dumnezeu nu l-ar păzi, copiii poate să moară în fiecare minut. De nu știu câte ori. Mai ales când e mic. N-a zis să fie pe ceva și cade cu capul în colțul de la scaun. Capul la rămas. Nu cade niciodată cu capul în colț. Cade pe lângă, se zgârie pe față, se întâmplă ceva. Cade în cap, cade așa. Nu moare, că păzește Dumnezeu. Dar asta e că noi am pierdut și credința asta. Și vrem să controlăm noi totul. Că asta e ideea, de controla, control. Altfel controlează pe noi. Noi vrem să-i controlăm pe ăștia mici la noi. Înțelegeți? Și cred că de asta, bărbații, unu, sunt slab și nu mai pot să-și asume, doi, nu au de ce să-l facă atâta timp cât poate să trăiască cu o femeie și să nu-și asume nimic. Din punct de vedere trupește, asta mai fără face și menajul. Am o carte despre concubinajul lui. Și este un studiu foarte interesant în statistică, care spune așa, o femeie căsătorită cheltuiește 38 sau 39 de ore în viața domestică într-o săptămână. Într-o săptămână. Un bărbat petrece în treburile casei în viața domestică în jur de 18 ore pe săptămână. Și atunci femeia spune, ce spune asta? Stau în concubina și se slugă lor. Și fac cu americanii să sondaje statistică și să vadă cât petrece femeia în treburile casnice în concubinași. În căsătorie e mult, 38 de ore. Și constată că în concubinaj petrec cu o oră mai puțin și bărbații cu o oră mai mult. Asta e afacerea pe care o face femeia pe concubinaj. Se numește afacerea. Deci, îi face tot menajul, îi asigură patul cald și bărbatul de ce să o facă? De ce să se căsătorească? Și femeia spunea că cândva o să ne căsătorim. Și ce spun statisticile? Cu cât se crește mai mult timpul ăsta cândva, cu atâta scade șansa că după căsătorie se dureze căsătoria. La 3 ani deja este și de data foarte mică. Și eu le spun și se uită la mine așa că, sigur că la noi nu avem concubinajul de dincolo, că sunt 6 forme de concubinaj. Asta la noi zic, s-au luat. Și cum s-au luat unul? E, s-a dus, așa, până și nunta, n-au acum bani, n-au nu știu ce. Sigur că este un concubinaj care se bazează pe niște chestii sociale, dar și ăsta este rău. Toate concubinajele, în concubinaj, de exemplu, violența împotriva femeii este de câteva zeci de ori mai mare decât în căsătorie, de vreo 70 de ori mai mare. Și sumele astea sunt astronomice. Deci, până la urmă, de bătută e bătută, de muncit muncește și ea zice că duce bine. Și v-am spus că și la satisfacția sexuală mai puțin satisfăcută decât cea. Și întreba, de ce accept? Așa e moda, că nu poate face altceva, că a intrat în compromis și că nu poate să iasă din compromis. Și că e greu, într-adevăr.